Dragi utilizatori, suntem pe canalul de YouTube al Bibliotecii Centrale. Astăzi am invitat-o alături de mine pe doamna Lidia Kulikovski, doctor conferențiar, o personalitate a culturii noastre. Am invitat-o într-o convorbire. Să știți că mă întrebam astăzi dimineață cum să-mi structurez acest interviu și constatam că nu este simplu, pentru că a vorbi despre Lidia Kulikovski și cu Lidia Kulikovski este mereu o provocare. O provocare care mie mereu îmi dă o stare de bine. Dragă doamnă, vă salut! Bine v-am găsit aici! Și vă foarte mulțumesc că ați acceptat această invitație, ca de fiecare dată. Doamna Lidia Kulikovski, în primul rând aș vrea să vă întreb despre felul în care ați fost la Biblioteca Municipală ani buni, din 90 până în 2013, un manager. Și acest cuvânt manager e destul de rece și unii fug de el. În cazul dumneavoastră a fost multă căldură, a fost multă plăcere în a gestiona o bibliotecă. Cum a fost? A fost cu mult efort, dar interesant, pentru că am înțeles din prima că vreau să fac o bibliotecă care să fie prima, oriunde. Consider că am reușit într-o oarecare măsură, pentru că aveam așa o atitudine strategică. Eu nu mă gândeam azi, aici, pentru această oră, eu mă gândeam la viitor întotdeauna. Ori atitudinea strategică nu este doar că trebuie de făcut. Atitudinea strategică este acel set de acțiuni ale managerului care să pună pe roate o organizație. În primul rând, am venit după o perioadă când cădea Imperiul Sovietic, care ne-a lăsat așa debusolați, iar în 91 vine independența, se schimbă alfabetul, iar eu trebuia să fac față ca instituție. Bineînțeles că de mic copil, de la mămica, știam că există trei legi fizice care cumva în timp aplatizează succesul. Ori eu am venit să fac o carieră de succes. Asta e legea numerilor mari. Deci manageri care sunt în goană după statistici, numere. Mie tot îmi plac numerele, dar nu mă avântam doar pentru numeri, spun bit că am avut atâți cititori, atât împrumut. Mie îmi plăcea să mă joc cu cifrele, să le dau cap în cap, să le compar, să le interpretez, și a rămas această caracteristică până în prezent. Altă lege era legea medianii. Știți cum exista un mare comic în Rusia, Arkadi Raikin, el zicea: tare-i bine să nu cumva să ridici capul, stai în mijloc, nu te observă nimeni și-i călduț și-i comod. Eu n-am vrut să rămân în mijloc și nici să-mi fie călduț și comod, pentru că eu mi-am propus să fac biblioteca bună. Mi-am propus să fac o carieră. Ori asta însemna că eu am abordat biblioteca, activitatea de management, ca pe o explorare. Și totodată adaptare. Mă adaptam la bibliotecă, adaptând biblioteca la mine. Deci eu cred că într-un sfârșit, nu la sfârșitul carierei, dar într-un moment dat m-am identificat cu biblioteca și asta m-a ajutat. A treia lecție care aplatizează succesul este: dacă ești în goană după câștig și profit. N-am avut nici câștig și nici profit, decât imagine, poate. Pentru că, iarăși, veneam după căderea Uniunii Sovietice, când s-au terminat rublele. Nu erau ruble și leu încă nu apăruse, era un fel de cupoane, apoi un fel, instituțiile nu aveau cupoane, instituțiile trebuiau să facă așa o înțelegere de încredere între îmi dai mobila, iar eu îți plătesc prin transfer, dar nu știu când o să ajungă. Și vreau să zic că chiar în anii 91 cumpăram mobilă de la fabrica de mobil Codru și am mers cu carpetul, am cumpărat covoare. Deci mergea peste tot această formă de interacțiune contabilă cu instituțiile. Iar eu m-am folosit din plin de aceasta. Doamna Kulikovski, să le spunem celor de acasă care ne privesc, sunteți o persoană foarte curajoasă. Și când spun aceasta, reies chiar din acel folclor, să zic, de breaslă. Vorbesc despre felul în care vă văd colegii mei, pentru că deja sunt și eu de câțiva ani în echipa bibliotecii și aud tot felul de lucruri frumoase despre dumneavoastră. Și atunci când spun că sunteți o curajoasă, îmi amintesc și despre faptul că spuneați undeva un lucru care mi-a părut foarte semnificativ în cazul dumneavoastră. Ați spus următorul lucru: am preferat să-mi cer scuze și nu permisiune atunci când relaționam cu superiorii mei. Eu cred că vă refereați la tot felul de chestii de logistică, achiziții de... Obținerea bugetului care îmi trebuia. Și în acest sens chiar să le spunem celor de acasă că chiar și varul, bine că nu e vară, e un fel de vopsea de pe pereții acestei săli, la fel au fost obținuți de către doamna Lidia Kulikovski de această manieră. Cum era? Cum relaționați? Și aceasta vă producea un soi de plăcere? Nu plăcere. Eu luptam atunci. Eu eram pe baricade. Eu am avut noroc și de echipă, am avut noroc și de șefi, și de primari, pentru că după, adică anii 90 erau niște ani în care lumea încă era bună. Iar pe urmă, consolidându-mi relațiile, am înțeles și eu lecția ce înseamnă relaționare. Și apoi m-a preocupat și m-a urmărit aceasta până în prezent. Chiar am scris un articol, Biblioteca Relațională, pentru că nu poți de unul singur să obții un succes instituțional. Totdeauna participi o echipă, totdeauna participi parteneri, totdeauna participi prieteni. Ori dacă ai o relație de prieteni foarte buni, te ajută. Și mi-aduc aminte, odată veneam cu un tir de carte și cu fostul director a Bibliotecii Județene Cluj, un tir întreg de carte. Ne-a oprit la vama noastră și nu-mi dădea voie să trec. Ne-au ținut toată noaptea. Dacă Traian a plecat la bar și se uita că era un campionat mondial la fotbal, eu telefonam la ora 3 din noapte să trezești ministrul justiției să-ți rezolvi problema. A venit o volgă și ne-a scos. Deci, vorbeați de curaj. Eu nu știu, eu întâi acționam și pe urmă mă speriam. Am înțeles că acesta înseamnă curaj, pentru că dacă te gândești dacă e curaj sau nu e curaj, nu mai acționezi. Ori mie îmi trebuia să acționez, pentru că erau 4% de carte în limba moldovenească în toate bibliotecile. Dar dacă ni s-a luat alfabetul, cel aduc să te pustii, lasă-l să stea acolo. Deci am rămas cu nimic într-o noapte, când s-a decretat limba și schimbarea alfabetului. Deci, ce face un manager? Prima reacție este să am resurse. Dacă n-am resurse, n-am utilizatori. Și atunci, ce fac? Dar, apropo de acest tir, mi-ați mai povestit o istorie despre un tren cu cărți aduse de la Moscova, da? Da. Deci trenul a fost în felul următor. Aveam o prietenă și la biblioteca Rudomino, biblioteca lor națională de limbi străine, Eugenia, nu știu cum, umblam cu ea pe la conferințe și telefonez eu și zic: fată, la noi s-a schimbat alfabetul, voi aveți că cei din comunitatea Varșovia, era așa o, de țări socialiste, se schimbau cu exemplarul obligator, ceea ce se da în fiecare țară. Și Rudomino, ca Biblioteca Națională în Limbi Străine a Rusiei, primea și fiecare volum apărut în România. Și eu întreb, nu cumva aveți? Ba da, noi acum eliberăm, căzut imperiul, noi eliberăm încăperile și lăsăm doar ultimii ani. Doamne, am trimis o echipă întreagă să vadă. Ne-am dus Genoveva în frunte, ca ea să aleagă. Toată viața a lucrat cu cărți. Și ne-au dus într-o biserică care plutea apa, erau niște podoane, știți așa, și noi călcam. Am luat toată cartea. Ne-am gândit, ce facem? Cum plătim bagajul? Legate, rușii ne-au dat, adică biblioteca, că avea mașină. Am venit la tren, aveam bilete și întrebăm, dar ce-i cu grămezile astea? Sunt cărți cu alfabet latin. Știți ce? Și călătorii, și însoțitorii de vagoane, toți încărcau cărțile noastre. Era, nu știu cum, așa, parcă pentru ei aduceam carte, dar cred că și pentru ei. Și iarăși pe urmă m-am gândit, dar pe urmă că a fost o nebunie. Puteau să vi se întâmple lucruri neplăcute, dar că eu cred că atunci când spuneți nebunie, e în sensul bun al cuvântului. Avem nevoie de astfel de nebunie și să știți că cei de acasă au înțeles. Ați fost un manager extraordinar și acest lucru se simte și se resimte chiar și în prezent. Dar dumneavoastră nu v-ați limitat la acest statut, da? Ci la un moment dat ați avut ambiția și interesul să faceți cercetare. Și sunteți un nume de referință în domeniul biblioteconomic. Și aveți 20 de cărți scoase pe care orice bibliotecar care se respectă le cunoaște. De ce și această ambiție? Nu era suficient să fiți doamna director general? Îmi plăcea să mă joc cu rezultatele, cu cifrele. Vedeam impactul bibliotecii asupra comunității, asupra oamenilor care veneau, citeau, ieșeau mulțumiți. Și parcă nu mi-ajungea ceva, trebuia să cercetez impactul. Am învățat a face asta. Pe urmă m-am gândit că dacă vreau să am o imagine, nu eu, instituția, trebuie să o creăm. Dar cum să o creăm? Trebuie să creăm conținut. Norocul meu a fost că m-au invitat ca practician să țin câteva cursuri la universitate încă din 1983. Și cu o mică întrerupere am fost toți anii până și acum mai sunt, colaborez și avem niște cursuri care nu le citea nimeni. De ce nu puteam pleca? Ca managementul proiectului, ca incluziunea socială, ca imaginea bibliotecii, am și așa și-am uitat ce, relaționare cu publicul. Mai în scurt, aveam vreo 6 așa, cursuri, dar eu nu mergeam la curs să vorbesc doar din experiența mea, că eram un bun practician. Eu cercetam, eu mă băgam în subiect și, iar experiența mea era doar, transformam experiența mea în metafore cu care înfrumusețam teoria. Și la un moment dat mi-am dat seama că aș fi un bun teoretician. Am început cu cercetarea, cu doctorantura și făceam lucrurile repezi. Iată, cred că una din aspectele, dacă cineva zice că am reușit, eu nu lăsam, nu muram ideile. A venit, eu gândeam așa, a venit, trebuie să ia foc acum, aici. Am făcut doctorantura. Da, știam, recenzenții au fost super buni. Deci conținutul era bun. Imediat am plecat, că aici era foarte scump, la Criulen, la editură și mi-am făcut monografie. Deci după monografie am făcut manual, care și unul și altul, monografia anului premiu sau manualul premiu mare al Asociației Biblioteconomice, a saloanelor de carte, a saloanelor de la Iași, a Fundației Petre Andrei de la Iași. Premiile curgeau. Ori asta era o încurajare să continui. Apoi am văzut, pentru că iarăși tot ce era teoretic era în limba rusă. Și noi trebuia să cumva să suplinim cei de la catedră acest vid de... Și atunci fiecare s-a asumat. Nu știu dacă fiecare a reușit, eu însă mă țineam de cuvânt, sunt omul cuvântului, așa zice lumea, dar numai eu știu cât e zile noastre. Dar dacă îmi dau cuvântul, mă țin și realizez. Dar trebuie să spunem și celor de acasă că voi, catedra, veneați dintr-o bogată școală biblioteconomică rusească și la un moment dat, scriind în română, deveneați o portavoce și pentru colegii de peste Prut, da? Absolut. Care necitind rusește, puteau citi ultimele apariții la ruși prin intermediul catedrei, a publicațiilor care veneau de acolo. Și dumneavoastră erați și persoana care popularizați prin rețeaua de biblioteci, pentru că ați deschis acele filiale de carte românească, ați stabilit niște relații, niște contacte. Vreau să vă întreb următorul lucru. Spuneți că nu știe nimeni cât de leneșă sunteți. E o formă de a spune. Întotdeauna m-a mirat, m-a fascinat la dumneavoastră felul în care știți să mișcați lucrurile și oamenii. De unde vi se trage? E o chestie genetică sau e o ambiție? Poate e și genetic ceva, că am avut în casă un exemplu, mama mea a fost șef permanent, mi-mi plăcea, ea mă trăia de urma ei. Eu cred că era ceva în gene, însă geana tot adorme dacă nu o folosești. Nu știu, acționam, cum am mai zis, iute la orice, dar cred că și aveam așa o, nu știu, poate fi nativă, dar poate fi educată. Nativ este că vreau să fiu în frunte întotdeauna. Și poate asta cumva a adunat și altele. Ca să acționez, ca nu puteam să las o idee. Am citit odată într-o carte, pentru că am fost femeie citită, o persoană citită, că ideile plutesc în univers, mii, milioane, dar cine le înhață? Cei atenți. Și dacă mă gândeam că, măi, am fost atentă într-un moment, a venit ideea la mine, o pun pe hârtie, o implementez. Uite, așa s-a adunat foarte multe exemple și vorbeai de că eram o portavoce. Românii n-au avut un învățământ biblioteconomic. Cine voia să meargă la învățământ, mergea la Moscova. Noi, când au venit primii români după 89 la noi, era și specialistul pe biblioteci de la Ministerul Culturii, ei se mirau și un șir, delegația a fost din directori de biblioteci județene, Galați, București, Metropolitan, atunci era municipală, deci erau vreo 7 directori cu specialistul pe biblioteci. Ei nu puteau să-și vină în fire pentru că ei ziceau, mă, voi faceți bibliografii, cercetare, voi faceți cataloge perfecte, voi faceți structuri perfecte. Băi, dar cum? Mă luau la ei să stau câte o lună în bibliotecă ca să le pun pe... Apropo, acum, în prezent, sunteți responsabilă de direcția cercetare la Biblioteca Municipală. Și toată lumea știe că lucrurile merg bine, pentru că e doamna Kulikovski acolo. Suntem totuși într-o lume foarte amestecată. Valorile se tot schimbă. Cum reușiți să țineți pe linia de plutire și acest aspect? Deci, iarăși, e vorba, cred că, de acel set de acțiuni, de atitudine strategică, care atunci când fac ceva, eu mă gândesc doar la bibliotecă și construind 20 de ani imaginea bibliotecii, deși nu mai sunt responsabilă, dar orice aspect care eu văd că este o fisură, mi-mi pare că influențează imaginea. Ori îmi distrug mie munca, asta nu se poate. Și atunci reacționez și acolo unde colegii mei nu pot, mă apuc, scriu eu, fac eu cercetare. Și vreau să zic că și lucrările în România sunt cunoscute. Am avut peste 20 de referințe la bibliotecă, nu referințe, dar recenzii la bibliotecă, la cartea mea. Și făceau oameni consacrați, doctori în bibliologie din România. Este, de fapt, povestea unui succes. Și acum vreau să vă duc în... Succes? Ei, hai, spuneți. Sau povestea unor eforturi care s-au încununat cu apreciere, da? Vreau să vă duc în altă direcție acum. Vreau să vă duc spre profesoara Lidia Kulikovski, pentru că și acolo nu v-ați limitat doar la simpla reproducerea unui material, ci întotdeauna ați știut să relaționa cu studenții și foarte mulți dintre ei au venit în echipa Bibliotecii Municipale. Ceea ce spune foarte multe despre calitatea dumneavoastră de a interacționa și de a vedea, de a pricepe la oameni. De exemplu, eu am constatat acest aspect la dumneavoastră, așa, din observațiile mele, am avut ocazii să vă observ. Cunoașteți psihologie umană și eu aș spune chiar managerială, da? Vă imaginați omul în bibliotecă și știți cam ce ar putea să facă el acolo. Cum era cu studenții? Cu studenții ca și cu angajații. Da, nu știu, m-am învățat a relaționa, dar cred că intuitiv știu și a citi oamenii. Ori aceasta mă interesează și în prezent și pe masă acasă am o carte. Cum îi citim pe cei din jurul nostru. O carte științifică, dar foarte așa haioasă, cu exemple extraordinar de multe, cum lumea, fiind prieten sau având relații politice, nu știa citi omul, cine el e într-adevăr. Asta mi ajută. Iată, dar acum mă întreb, la ce să mă ajute? Nu mai sunt manager. Dar pentru mine și cumva mă conving că am avut și aceste abilități. Eu de ce am avut succes și în relaționarea cu copiii, eu manifestam încredere, le demonstram că eu am încredere în ei. Ori motivația vine de la această demonstrație, nu de aceea că tu îi pui notă mai mare. Dacă tu înțelegi și îl susții, deci eu făceam și experimente cu ei. Din anul întâi, din prima zi venea grupul, făceam cunoștință și ziceam, gata, de aici încolo începe creativitatea. Eu nu ziceam bazele biblioteconomiei, creativitatea, pentru că fără creativitate nu există biblioteconomie. Ori biblioteconomie este știința despre biblioteci, de gestiune, de asigurarea funcționalității. Și deci îți trebuie creativitate ca în timpuri, ori biblioteca se află totdeauna în timpuri sumbre, pentru că nu se dau bani sau politicul așa influențează. Deci trebuie să ai creativitate. Le plăcea la copii și într-un an catedra a făcut un sondaj. Printre alte, cum se simt, și au întrebat și ce fel de lecții vă plac cel mai mult. Ei așteptau răspuns, fie biblioteconomii sau bibliografii sau relații cu utilizatorii. Ei au răspuns lecții ca doamnei Kulikovski. Asta m-a făcut să râd, știți? Și apoi când am deschis Biblioteca Publică de Drept, un proiect de $265.000, l-am câștigat. am deschis biblioteca. Natalia Chirade, care preda marketingul, a făcut un sondaj foarte mare la universitate. Și atunci când i-a întrebat ce fel de biblioteci ar prefera să aibă, unde să citească, toți au zis la Biblioteca Publică de Drept, pentru că era ultimul răcnet atunci, ca modernitate, ca număr de calculatoare, cu catalog electronic din prima, nu am mai făcut fișe. Deci aveam din practic ce să le arăt, ca să-i atrag într-un fel. Și editau și ziare, și poezii scriau, deși învățam biblioteconomie, poate de aceea, nu știu. Așa am lucrat și cu angajații. Dar să vă spun că dacă și cu studenții și cu angajații, eu n-am făcut pur și simplu management sau am fost pur și simplu profesor. Doamne, și mă laud! Nu, avem o discuție. Da, dar eu conduceam cu inima, nu cu creierul. Dacă te uiți la mine în creier, câte lupte și războaie și nu știu ce, dar inima îmi spunea, fato, așa trebuie să procedez. Vin cu o întrebare la care cred că nu vă așteptați, dar din egoismul meu o fac. În echipa Bibliotecii Municipale sunt 10 scriitori și cred că marea majoritate au venit aici datorită dumneavoastră, da? Inclusiv eu. Vreau să spun celor de acasă că scriitorii sunt niște ființe extraordinare și orice națiune are nevoie de ei, dar, și înainte de dar punem o virgulă, sunt și niște ființe complexe și de multe ori dificile. Și eu sunt prima dintre păcătoși. Vreau să vă întreb, de ce această prezență, eu aș spune masivă, a scriitorilor printre bibliotecari? Un lucru specific pentru Biblioteca Municipală, aș spune. Nu știu, cunosc mai mult situația din România, nu cunosc foarte mulți scriitori. Da, sunt cazuri când e director de bibliotecă, dar nu e o prezență atât de masivă. De ce scriitorii în bibliotecă? Mai ales că spuneam că sunt destul de dificil talentații. Deci, poate că ați și răspuns. În fruntea bibliotecilor județene din România totdeauna era un scriitor. De valoare mică, mai mare, medie, nu știu de care, dar scriau. Totdeauna mă gândeam, de ce fac treaba asta ei? Și atunci m-am gândit că eu nu mai pot scrie, eu sunt director, dar nu pot scrie. Atunci m-am gândit să atrag scriitori, dar nu e că atunci m-am gândit că am făcut o comparație, că am suprapus și m-am gândit că să fiu și eu ca ei. Totdeauna am avut un respect deosebit pentru omul de creație, fie pictor, fie de dragul pictor am mers și la cursuri de pictură. N-am fost la cursuri de scriere pentru că mă gândesc că dacă m-aș apuca aș putea și scrie, pentru că am destul haz cât a fost în familia mea ca să pun în pagină. Dar nu am așa de mult viitor și mă gândesc mai bine să las cărți pentru domeniul meu decât cei ce vreau să scriu, pentru că sunt scriitori talentați, foarte talentați, și vreau să zic că atât de tare mă mândresc că printre cei 7 scriitori cât sunt acum, pe chiar mai mulți, majoritatea sunt foarte buni, recunoscuți în străinătate și la noi. Și atunci balzam pe inimioara mea, care o pun întotdeauna la contribuție. M-am gândit că scriitorii pot fi niște ambasadori și pot lucra la imaginea bibliotecii noastre și așa s-a întâmplat. Dar și vreau să zic, totdeauna le-am oferit sprijin. Și atunci când poate, pentru că bibliotecarii totdeauna au văzut în prezența scriitorilor în bibliotecă un pericol. Acum, slavă Domnului, avem bibliotecari foarte instruiți, care pot concura, care pot fi pe o platformă cu scriitorii. Eu cred că și scriitorii au simțit că am încredere în ei, că pot să-i ajut dacă ar fi cazul, dar de multe ori vin și mă roagă ceva. Dar, nu, să știți că un scriitor inteligent nu poate să nu înțeleagă că un bibliotecar, în profesiunea lui, are niște abilități și cunoștințe și competențe pe care nu le are el, scriitorul. Pentru că și organizarea cărților la raft nu este nici pe departe o bagatelă neimportantă. Absolut, este organizarea cunoașterii, de fapt. Exact. De ce? Eu cred că toți sunt utili și necesare într-o bibliotecă. Altceva mă gândeam să vă întreb. Acest 2020, vă imaginați, eu când zic 2020, mă gândesc la 1920. Suntem într-un început de secol. Secolul și intră în forțe. Atunci era interbelic, îmi place acea perioadă, chiar îmi place. Eu cred că și acum, da, domnul, să nu fie un interbelic, da? Nu interbelic. Da. Deja noi, că n-am avut un 18, da? De ce nu suntem în interbelic? În interbelic a fost gripa spaniolă, de care au murit cele mai multe milioane. La războaie, să nu fie războaie. Și asta este un război. Da. COVID-ul este un război între specii, să știți. Da. El luptă să supraviețuiască, noi luptăm să supraviețuim. Știu din casă că urmează să vă apară două volume de carte. Două cărți foarte interesante, diferite, aș spune, care se completează și totodată undeva polemizează între ele și e un semn de bine, pentru că una e despre organizare și alta este despre creativitate. Vreau să vă întreb, chiar și dumneavoastră personal ați avut, cum zic la Drochea, cred că niște cumpene existențiale ca tot omul, și totuși anul acesta v-a adus aceste cărți care urmează să apară. Cum se întâmplă? Ele erau de mult în manuscris, mic sau mare, și în fiecare an mă opream. Nu știu de ce mă opream. Cred că nu se cocea încă ideea pe care am spus-o, care trebuie să fie astăzi, că dacă era cu 4 ani în urmă editată, poate mi se făcea rușine de acum nu, pentru că nu am murat-o, cum ziceam înainte, dar am lăsat-o pentru că eram prea ocupată. Dar când am văzut că este așa un spațiu de lucru de la distanță, m-am gândit să le reîncep. Cum ați spus, ele concurează, dar și se complementează. Pentru că ludicul în activitatea bibliotecii este un vademecum care sensibilizează pe oricine care o ia în mână, dar mai ales bibliotecare, că trebuie să se schimbe, că biblioteca nu este numai carte, că biblioteca trebuie să fie ființa, organizația creativă, adaptabilă. Deci, vin alte formate, noi le primim cu drag, pentru că și ele sunt resurse. Ori dacă jocul formează niște competențe, ca și cartea, trebuie să fie alături de carte. Mai ales că acum societatea, cum zicea și Cantemir, nu prea se repede la citit. Da, da, nu prea se repede societatea la citit. Și trebuie să avem și alternative. Sau să utilizăm jocul pentru a educa lectura, și asta ar fi minunea pământului. A doua, forme și metode, biblioteca interactivă, forme și metode de activități, de animații cu publicul. În această carte am vrut clar să delimitez niște noțiuni. Ce înseamnă animație culturală? Animația culturală, activitățile culturale se numesc la români, tot ce face biblioteca se numește animație culturală. De ce animație? Relaționare cu publicul, pentru ei. Acum mai, pentru că toată lumea a pus pe umerii bibliotecii multe roluri noi, ori și această epocă aproape digitală a pus pe umerii bibliotecii să dezvolte foarte multe competențe. Și atunci, orice formă sau metodă de animație culturală trebuie să aibă obiective, scop și competențe. Păi de ce facem noi o întâlnire cu un scriitor? Pentru a educa ceva. De ce organizăm programele noastre de lectură? De lectură Chișinău citește, Bătălia, pentru a educa lectura, pentru a educa interesul pentru lectură, pentru a-i transforma în cititori loiali. Și prin aceste mari programe ca Chișinău citește, care este o lectură comunitară, să schimbăm statutul Chișinăului ca oraș care citește. Asta totdeauna m-am gândit că trebuie așa și dacă mi-a venit, dar cu indicația dumneavoastră, că atunci când v-am arătat a zis că ar trebui competențe. Și atunci pe mine m-a luminat această propunere și uite că am refăcut din acest punct de vedere și sunt mândră. Nu sunt toate formele de animație culturală, dar sunt cele mai utilizate, pentru că a fost o primă abordare a animației culturale în perimetrul biblioteconomic. Până acum au fost doar cărțile rusești, care de fapt n-au o delimitare între metodă, între formă, dar pun tot într-o oală. Adică ei pun acolo și seminarul, ei pun acolo și o oră de poveste, ei pun acolo și brainstorming-ul, ei pun acolo, chiar pentru că au un dicționar de masovih meropri, de activități pentru public. Și eu m-am mirat, 600 și ceva de poziții, eu am zis că nu, sunt activități, forme și activități de animație cu publicul mari, în care noi cooptăm utilizatori și urmărim să-i loializăm, să fie de partea noastră sau fidelizăm mai corect. Dar cealaltă parte sunt metode de instruire. Poate îi faci și una de asta, nu știu. Și apropo de instruire, asta tot am vrut să vă întreb când discutam despre profesoară. Sunteți foarte prezentă cu instruirile la Biblioteca Municipală, dar când spun Biblioteca Municipală, de chiar ieri știu că ați avut o instruire cu Republica. Da? Da. Adică s-au conectat bibliotecari, știu că Zoom-ul permite 100, eu cred că erau mai mulți, erau și pe Facebook, care se conectează la instruire, da? Eu știu că Centrul de Excelență Profesională oferă și certificări în acest sens, da? E chiar o chestiune utilă pentru colegii din întreaga țară. A doua instruire ieri a fost în cadrul Bibliotecii Municipale. De unde vă vin forțele și ideile? Pentru că fiecare instruire, că am participat și eu, e de fapt un lucru bine gândit, bine organizat, nu se întâmplă nimic haotic, adică veniți cu tema pregătită de acasă. De obicei, la vârsta și la statutul dumneavoastră, oamenii zic că o să iasă la plezneală, o să zic eu ceva acolo. Nu, vă văd foarte organizată și sistematizată. Eu mă văd că improvizez, în genere. Nu. Mă pornesc cu un conținut, dar până la urmă, de fiecare dată este alt conținut. De unde această, eu știu, dragoste, poate că am fost în Statele Unite în 2004 sau în 1998, nu știu, că am fost de mai multe ori. Atât de tare mi-a plăcut un motou acolo. Învăț ca să învăț pe alții. Eu am venit și mi-am făcut carte de vizită, mi-am făcut Exon, învăț ca să învăț pe alții. Dar nu mi era străin, pentru că de acum predam la o universitate și era ușor să învăț bibliotecare. Mie mi-a fost ușor pentru că cercetam necesitățile bibliotecarilor, simțeam unele vulnerabilități, unele segmente care nu merg pentru că nu au competențele necesare. Și atunci mă reprofilam, adică învățam ca să ridicăm acel sector, acel segment din activitatea bibliotecii. Încet, încet, așa cum zic bibliotecarii, m-a făcut inovatoare, dar mi s-a deschis foarte mult, nu ochii, dar drumul în această preocupare a mea, faptul că din 2013, 6 ani am lucrat în acel proiect de modernizare a bibliotecilor, unde cred că am învățat peste 1500 de bibliotecari. Și când veneau bibliotecari speriați, 20 de ani nei și ceilalți care nu erau bibliotecari, formatori, eu eram unica bibliotecară în acel proiect, eu știam cum să-i motivez. Apoi toți formatorii de la Novateca, ori de câte ori începeau cursul, mă luau pe mine pentru pledoarie. Adică eu îi motivez. Și așa era. Am făcut multe cursuri care peste noapte poate le-am făcut pentru că era necesar. Și nu știu, nu mă pot opri. Învăț ca să învăț pe alții. De fapt, e un motou foarte bun și eu cred că este un elixir în multe sensuri. Și acum cred că o ultimă întrebare, da? Cum credeți, care este viitorul bibliotecii, în general, dar în mod particular al bibliotecii municipale? Eu cred în viitor, pentru că am muncit pentru el. Eu ce făceam în fiecare zi? Eu lucram pentru viitor. Sper ca conducerea nouă să lucreze la fel pentru viitor, că degeaba ești manager dacă nu vezi, nu ai o viziune, unde merge biblioteca, unde va fi peste 3, peste 5, peste 10 ani. Acum, strategiile ca termen sau s-a dovedit, strategiile lungi nu funcționează. Dar ar fi bine 2-3 ani sau chiar în fiecare an să ai strategia foarte bine pusă la punct pentru anul respectiv și monitorizat, urmărit, calculat impactul, cercetat impactul. Totdeauna am făcut așa și îmi plăcea, deși făceam rapoarte mari de sute de pagini pentru Ministerul Culturii, mă așezam și făceam raport de 26 de pagini, nu știu ce, am hotărât eu 26, color, bine machetat, în condiții, cu hârtie velină, și îl duceam la principalii decidenți. Toți îl dădeau și la Consiliul Municipal, la Ministerul Culturii. Exemplu, pentru că eu consideram că o sinteză făcută corect, aproape publicistico-artistică, e mai bună decât un raport cu scheme, cu... Și am văzut că... Da, anume calitatea. Totdeauna m-a preocupat calitatea. Eu nu am perceput statistica doar ca impact. Mie îmi trebuia să știu ce este în spatele statisticii, datele pasive care ies la suprafață doar întrebând pe cineva, doar experimentând. Și asta cel mai mult îmi place în cercetare, ca metodă de cercetare. Dragi prieteni, dragi utilizatori, am discutat cu doamna Lidia Kulikovski, doctor conferențiar, director pe studii și cercetări la Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu Hasdeu, un personaj al culturii noastre în foarte multe sensuri. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți în cadrul acestei convorbiri. Vă invităm la bibliotecă, vă recomandăm să citiți cărți, doar cu precizarea citiți cele mai bune cărți, pentru că viața este prea scurtă.